Capela Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Luxab din sectorul 1 al capitalei se numără printre lăcașurile de cult care păstrează fragmente din moaștele Sfântului Mucenic Pantelimon. Astăzi, la sărbătoarea Marelui Tămăduitor, un sobor de clerici a oficiat Sfânta Liturghie în prezența beneficiarilor, dar și a altor credincioși care frecventează slujbele de aici. Anul acesta în anul comemorativ al pastorației persoanelor vârstnice și al Sfinților Tămăduitori, am primit și noi un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Este o bucurie aleasă și nu de puține ori am spus că Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon este unul dintre medicii văzuți care o crotește centrul acesta de îngrijire. Sărbătoarea aceasta este deosebită pentru noi. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este un Sfânt iubit atât în întreaga lume ortodoxă, cât și în mod special în țara noastră. Și avem binecuvântarea și privilegiul de a avea o părticică din moaștele Sfântului, aici în centrul nostru de îngrijire. Ne-am pregătit cu flori, ne-am pregătit cu invitați de seamă, cu preoți care au susținut alături de noi, cântare deosebită la strană și, așa cum se cuvine, am dat slavă lui Dumnezeu în această zi în care îl prăzunim pe Sfântul Mare Mucenic și Tămânduitor Pantelimon. Capela Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Luxab are hramurile Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva.